Desdemona. Desdemona Batista. Da, da. Tovarășul Otelo? Recuzita Batista. Tovarășul Otelo sau vreo dublură? Autografe după spectacol. Tovarășul Otelo din strada militar 12? Recuzita Batista. Mata, nu înțelegi de vorbă? Nu. Bravo, ăsta zic și eu admirator. Nu se lasă cu una, cu două. Ba, cu două, da. 242 de leuți și 45 de bănuți. Ambasador? Eu. Lido Atene? Iale, iale, Cotroceni, întreținerea. Nu înțeleg. Nu e greu, întreținerea care se plătește ea. Și când nu se plătește, se mulțește. 242 de leuți și 45 de băluți. Prindeți repede. Bine, frate, și pentru 200 îl deranjez pe Otelo. Și pe tata, vă rog frumos, n-ați mai dat din mai. Și în mai ați achitat pe 70, apare în acte. În iunie v-am căutat la filmare, la Văleni, dar n-am insistat că eram în concediu la Sucri. În iulie erați pe plajă la Mamaia cu o fată foarte drăguță și am zis că aveți și așa cheltuieli. În octombrie v-am văzut la televizor, am alergat, dar când am ajuns eu la televiziune n-am mai prins decât telesportul. Ori tovarășul Țopescu nu figurează cu nimic la mine. Acum e momentul că am intrat în 72. Bine, bine, discutăm după spectacol. Nu, 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 că am auzit că muriți în final și am și eu răspundere. Bine, măi frate, și acum ce vrei? Bănuții. Acum m-am treabă, sunt actor. La mine sunteți debitor. Eu am probleme de creație acum, sentimente, înțelegi? Întreținerea nu e sentiment? Nu e, te rog să mă lași. Desdemona, Desdemona Batista, recuzita. Acum mă încălzesc. Și dacă scoateți 200, vă răciți? Măi, frățioare, aici e teatru. Eu joc teatru. Și un rol de nabab nu găseați unul care să arunce cu banii? De exemplu, 242 de leuți și 45 de bănuți. Hai că v-ați făcut mai bun. Să ieșim cu ei și mi-arătați cabina dudui Desdemona. Și ea? Numai lumina, pe 3 luni. De ce nu luați dumneavoastră exemplu de la tovarășul Iago? Ce om corect. Iago corect? Nu știu în piesă, dar în societate de înainte. Mie mi-a dat pe 2 luni înainte. Auzi, nene, care ți-e numele mic? Chicuță, da, ei sunt în interes de serviciu. Tovarășul Belea. Belea? Să nu ne jignim că zic și eu de piersic. Neagicuță. Dacă o luăm așa nu mai văd banii. V-ați dat și cu negru pe față să nu vă recunosc. Dar eu de la 200 în sus văd și prin om. Neagicuță n-am. Lasă-mă până vineri. Joi ce jucați? O piesă modernă, mă recunoști ușor. Și nu muriți? Da, de unde? În final mă însor. Plătiți azi, însurătoare, cheltuială, mă pune să vin luni. Nicio grijă, mă însor în piesă. E adică-te-lea. Credeți că eu nu știu? Mă iertați că vă zic, cine vă ia pe dumneavoastră? Artist, urâțel și mașina aia afară. Vin vineri și îmi dați 242 de leuți și 45 de bănuți. Nu, și 95 de bănuți, că eu vă aștept. Dar la stat răbdarea costă.